Când a fost creat iadul? Aceasta este întrebarea pe care am primit-o de la o persoană care urmărește postările mele online. Eu sunt pastor și răspund online la întrebările pe care mi le adresează toți cei care doresc să cunoască învățătura minunată a Domnului nostru Isus Hristos și să o cunoască din prima sursă, din Biblie. Pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu. Și iată, în Biblie putem afla adevărul lui Dumnezeu, cum să zidim relații cu El, cum să ne trăim viețile frumos și fericit aici pe pământ și apoi cum să ajungem în împărăția cerurilor. Deci, când a fost creat iadul? Noi nu găsim în Biblie... Scris așa în mod expres când anume a fost creată iadul, la ce perioadă de timp, când a fost creată. Dar noi putem deduce și de unde putem deduce. Deci Biblia ne învață că atunci când un om moare, omul respectiv, sufletul acelui om, pleacă în locuința morților. Care în Vechiul Testament, în limba ebraică, ea se numește Sheol. Și locuința aceasta a morților sau tărâmul morților. Ea se află sub pământ și acolo merg sufletele oamenilor după moarte. Deci până la Domnul Isus Hristos absolut toți oamenii, sufletele tuturor oamenilor până la Domnul Isus Hristos mergeau, mergeau acolo. Bun, am zis absolut toți oamenii erau, anumite excepții au fost de oameni care au fost înalțați la cer. Dar în general sufletele oamenilor, iată de exemplu, cine vorbește, Iacov vorbește la Geneza 37 cu 35. El spune, toți fii și toate fiicile lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere și zicea, plângând mă voi pogorâ la fiul meu în locuința morților. Mă voi pogorâ la fiul meu în locuința morților. Și asta vorbește unul din patriarhi, Iacov. Deci acolo, în locuința morților, era un loc care se numea sânul lui Avram. Un loc unde era bine, era pentru cei neprehăniți, dar restul locuința morților este un loc de chin. Un loc de chin, un loc groaznic, un loc unde este o văpaie mare și unde cei care se află sunt chinuiți. Biblia spune că este lipsă de apă, mai spune Biblia că de vermile este așternutul și vermii îi acoperă. Așa este locul acesta. Dar da, în Noul Testament, Noul Testament a fost scris în limba greacă și în limba greacă, șeolul se numește Hades, Hades, care e tot exact aceeași locuință, tărâmul morților. Dar aceasta nu este o locuință veșnică, ea este o locuință vremelnică, pentru că după ce va fi judecată cea mare a lui Dumnezeu, după aceea, sufletele tuturor celor care au trăit în nelegiuire, au iubit nelegiuirea, au respins adevărul lui Dumnezeu, sufletele tuturor acestor oameni, după ce vor fi judecați, ei vor fi transferați în iazul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua și care este un loc veșnic de chin pământul cu tot ce este pe el va fi destrus, cerurile care sunt acum vor fi destruse și toți cei neprehăniți ei vor fi duși să locuiască pe un cer nou, un pământ nou unde va locui neprehănirea. Apropo, după înălțarea Domnului Isus la cer, toți creștinii atunci când pleacă din viața aceasta, trupurile lor merg în mormânt, dar sufletele lor nu merg în locuința morților, ci merg direct la Domnul nostru Isus Hristos. Deci v-am dat toată privirea aceasta de ansamblu ca să înțelegeți ce se întâmplă, însă întrebarea a fost când a apărut iadul. Deci, dar v-am explicat ca să înțelegeți ce este iadul. Pentru că oamenii înțeleg un singur lucru, iadul. Iadul, deci iadul, noi când vorbim iadul, ne referim la locuința morților, ne referim la Hades, la cea care se află sub pământ, sub pământ, în adânc. Acum, deci, când a apărut, v-am zis că nu găsim scris în mod expres în Biblie când a apărut locuința aceasta morților, dar putem deduce de unde, din moment ce a apărut moartea. Pentru că omul inițial a fost creat de Dumnezeu ca să fie veșnic, nu ca să moară. Dar după căderea în păcat, pentru că atunci când Dumnezeu i-a avertizat cu privire la pomul cunoștinții binelui și răului, Dumnezeu le-a spus să nu mâncați din el, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Deci n-ar fi trebuit să moară niciodată. Când au călcat porunca lui Dumnezeu, au căzut în păcat primii oameni, odată cu căderea lor în păcat, a intrat păcatul în lume, dar a intrat și moartea. Deci înseamnă că atunci când a intrat moartea, oamenii care mor la moartea lor, inclusiv Adam, Eva, la moartea lor, unde au plecat, sufletele lor au plecat în locuința morților, care este Hades, care este Sheol, care este Iad. Asta. Și, dar, cum v-am spus, acolo, în locuința morților, era sânul lui Avram, era locul acesta, care, locul acesta de, de pentru cei neprehăniți. Da. Deci, asta este răspunsul. Eu tare mult vreau să vă recomand, dumneavoastră, cursul acesta intitulat așa. Cursul intitulat Cerul, nu, așa, Cerul iadul și viața de după mormânt. Este un studiu biblic care are șase lecții de câte 40 de minute, este un studiu interactiv. Apropo, foarte bine veți face dacă îl veți studia împreună cu întreaga dumneavoastră familie. Pentru că așa veți discuta, în discuții mult mai bine veți înțelege. Ce nu înțelege unul, înțelege altul, explică altul, împreună cercetați toate textele acestea biblice, veți înțelege bine tot ce vorbește Dumnezeu la subiectul acesta despre ceea, cum este cerul, cum este iadul, cum e viața de după mormânt, pentru unii, pentru alții. Și veți putea să, apropo, aici este despre ce, ce se întâmplă cu cei necredincioși după moarte, ce se întâmplă cu o, o creștinul după moarte, multe, multe alte lucruri le veți afla făcând cursul acesta și eu vă l recomand mult. Iar dacă aveți alte întrebări pe care doriți să le adresați, vă rog să îmi puneți mesaje, să îmi scrieți mesaj și, să, și, cu bucurie vă voi răspunde înapoi. Iar dacă vă interesează să vizitați, doriți să vizitați biserica pe care o păstoresc, vă aștept cu bucurie. Biserica se află pe strada Vasile Alexandrei 133 și iată duminica care vine, duminica pe 25 februarie voi predica despre aceea cum să-ți crești copiii. Deci va fi o predică baxată pe parenting creștin. Voi predica despre aceea cum să-ți crești copiii sănătoși în credință, tare în credință, așa ca să nu cadă, să nu cedeze în fața imoralității, în fața învățăturilor acestora rele care se răspândesc azi multe, ci să fie oameni tare în credință, oameni care îl urmează pe Domnul Isus Hristos și își trăiesc viața frumos pe pământ și apoi vor intra în împărăția deci despre asta voi predica. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o zi frumoasă în continuare și reveniți la noi pe canal. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă aici la canal ca să puteți fi la curent cu toate răspunsurile pe care le dau și acum vin multe întrebări din partea oamenilor și eu fac tot efortul ca să răspund la întrebările dumneavoastre pe parcurs de șapte zile. Timp de o săptămână să găsiți răspunsul și răspunsul să-l găsiți pe canalul Moldova Creștină. De aceea abonați-vă neapărat la canalul de YouTube Moldova Creștină pentru că răspunsul Prima dată apare acolo, după aceea este replicat pe celelalte rețele de socializare. Deci abonați-vă acolo la canal ca să fiți la curent și voi aprecia foarte mult și vă rog să mă ajutați ca să distribuim învățătura aceasta să ajungă la cât mai mulți oameni. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l spun la urmă este că pentru ca un om să nu ajungă în iad, trebuie să se nască din nou. Dacă cineva nu are nașterea din nou, Domnul Iisus Hristos a spus: Dacă un om nu se naște din nou, cu niciun chip, subliniez, cu niciun chip, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă că merge la pierzarea veșnică în iad. De aceea, Dumnezeu să vă ajute să vă nașteți din nou. Și dacă cumva nu știți ce înseamnă aceasta, faceți-vă rog o căutare pe canalul Moldova Creștină unde îi explic cu deamănuntul ce înseamnă nașterea aceasta din nou și Dumnezeu să vă ajute să vă nașteți din nou. Iar duminică, când voi face invitația la biserică acolo la încheiere, voi invita în față pe cei care au hotărât să fie ucenici adevărați, apropiați-vă și dumneavoastră să ne rugăm împreună, să ne rugăm cu toată biserica și să-L urmați pe Domnul Isus Hristos de acum înainte. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o zi frumoasă!